Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la legile afacerilor după o pauză de 2 ani dictată de conjuncturi, mai mult sau mai puțin nefavorabile să spunem. De data aceasta un proiect Hot News, cel mai important trafic de știri din România și Lion House. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vor fi, va fi un sezon, un an pe care îl sperăm interesant din punct de vedere atât al afacerilor, cât mai ales al acestei nișe care ne adresăm, respectiv piața de legal cu tot ce înseamnă ea. Și pentru că este prima emisiune, am decis să dăm cezarului ce este al cezarului. Începem cu omul care conduce profesia de avocat din România, domnul Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barorilor din România, pe care telespectatorii de la Legile Afacelor îl cunosc cu siguranță. Bine ați venit și la Hot News, domnule Florea! Vă mulțumesc pentru invitație și în numele meu și în numele avocaților din România care au urmărit și sunt convins că vor urmări cu interes... Un proiect pe care îl relansați într-un parteneriat fericit, dat fiind faptul că atât Hot News, cât și partenerul pe care îl reprezentați, constituie pentru lumea informațiilor din România un circuit care este frecvent solicitat și accesat de către avocați. Vorbeam de continuitate. Continuitatea în proiectele avocaturii. Oamenii care au început proiectele importante în avocatură au rămas. Îndrăznesc să spun din fericire să le ducă la bun sfârșit. Cu siguranță, printre ei vă numărați și dumneavoastră, și asta, dacă mă întrebați pe mine, este uh, cel mai important, uh, hint că direcția este corectă. Direcția în care merge Uniunea este cea corectă. Sigur, uh, momentele din viața unei structuri instituționale, cum este cea a avocaților, privind uh, alegeri, indemnități și profesionale, a trecut. Important este că în urma dezbaterilor care au avut loc înainte de acel moment și ulterior, într-adevăr, în viața profesională, s-a constatat că există o continuitate a proiectelor care nu sunt neapărat dintre cele care să aparțin în exclusivitate celor care conduc momentan profesia, ci sunt proiecte ale profesiei însușite de aceasta și, în consecință finalizate în mandatul actual sau, din potrivă, inițiate după pregătiri făcute în mandatul trecut. Ce este esențial? Esențial este că, în perspectiva imediată și pe termen lung, conexiunea dintre structurarea sistemului judiciar funcțional din România și dezvoltarea economico-socială generală a României se dovedește a fi viabilă și datorită faptului că serviciile profesionale oferite de către avocați dobândesc, datorită garanțiilor derivate din împrejurarea că avocații sunt instruiți adecvat, dispun de resurse corespunzătoare pentru a-și îndeplini sarcinile și, în plus, au consolidat și vor consolida integritatea profesiei, concomitent cu dezvoltarea unei culturi a profesionalismului, dar mai ales a independenței avocatului față de factorii externi care pot perturba raporturile sociale garantate de către avocat, astfel cât, încât, în esență, acesta este cel mai puternic proiect al profesiei consolidarea și dezvoltarea profesiei de avocat în parametrii corespunzători momentului pe care îl trăim și în perspectivă. Care sunt, vreau să vă întreb, domnule Florea, uh, și n-aș vrea să o cuvântul, problemele reale ale avocaturii românești? Sunt multe, nu sunt diferite de problemele avocaturii europene în general, în condițiile în care fie garanțiile de securitate pe care guvernele sunt nevoite să le acorde cetățenilor în condițiile în care valoant atentatelor care au zbuciumat viețile și au creat neliniști în Europa se repetă și în consecință guvernele sunt nevoite să ia măsuri în numele siguranței naționale și a cetățenilor datorită efectului globalizării, datorită liberalizării pieței serviciilor profesionale juridice, în care se înglobadează, în, încadrează și piața serviciilor profesionale oferite de avocați, datorită problemelor concurenței, care, intervenind în ceea ce privește profesia de avocat, face ca valori fundamentale care aparțin clasic protecției cetățenilor prin avocați să fie distorsionate, fac ca, în realitate, presiunile externe asupra profesiei de avocat să se intensifice. Sunt provocări în raport de care legislația statelor europene merge prea departe uneori. În condițiile în care un concept de securitate națională general, agreat la nivelul comunității europene, în legătură cu care se fac eforturi de altfel, nu este încă decis, deseori, valori fundamentale ale profesiei care țin de principiul independenței, de principiul secretului profesional, nu numai în România, ci și în alte state, au fost agresate. Se creează neliniști. Se creează îngrijorări care țin atât de evoluția normală a vieții profesionale, dar care pot afecta în mod deosebit încrederea pe care cetățeanul o are, în garanțiile pe care legea le oferă, în condițiile în care apelează la avocat, în condițiile în care comunicările dintre avocat și client. Comunicările făcute de avocat în societate sunt adeseori supuse unei activități de supraveghere care ține de resorturi ce țin de imperativele pe care avocații le înțeleg, dar care sunt greu de explicat celor care apelează la serviciile avocaților, în condițiile în care valori fundamentale ce țin de inviolabilitatea sediului profesional, invaluabilitatea lucrărilor profesionale pe care avocatul le are în legătură cu diferiți clienți. Sunt dintre acelea care sunt solicitate a fi puse la dispoziția organelor penale. Marea problemă cu care se confruntă avocatura, repet, nu numai din România, este aceea că este sensibilă demarcația dintre obligația avocaților de a fi Fidel și în consecință de a respecta secretul profesional pe baza unei confidențialități sacramentale și obligația pe care legislația din ce în ce mai mult o impune avocaților de a conlucra cu autoritățile. Sunt nierațiuni de securitate scuze, niște rațiuni de securitate, scuze, sunt niște rațiuni de securitate uh, care, se, care se schimbă. Este un mediu din ce în ce mai greu de controlat și când spun mediu mă refer la societățile europene dezvoltate, nu neapărat la România, care se confruntă cu, cu totul din nefericire pentru ele alte probleme de securitate decât România în acest moment. Da, ia cât, asta face ca agenda proiectelor de care m-ați întrebat să se schimbe și să se schimbe în ritmul în care schimbările se produse aproape instantaneu în condițiile în care adaptarea la nou a comunității profesionale nu se poate face decât fiind atât la ceea ce se întâmplă în jur. Ia câtă! În problema combaterii spălării banilor și a prevenirii terorismului, împrejurarea că directiva europeană tradițională a fost recent revizuită, urmând a fi implementată cel mai târziu până la 26 iunie 2017, a readus pe tapet în actualitatea mediului profesional problema raportărilor în situațiile prevăzute de lege, a operațiunilor ce trebuie să fie raportate pentru activități desfășurate de avocați, în general dintre acele care nu vizează reprezentarea în justiție sau pregătirea reprezentării în justiție sau di 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 diligențul juridic pe care îl fac avocați. Lucrurile sunt foarte complicate pentru că, pe de o parte, infractorii nu trebuie să abuzeze de buna credință avocaților și, în consecință, să ajungă să spele banii sau să financeze actele de terorism, folosindu-se de împrejurarea că avocatul este obligat să păstreze secretul profesional. Pe de altă parte, este neîndoielnic obligatoriu ca avocatul să respecte legea specială, în care îl obligă, ca în condiții normative și procedurale speciale, să facă raportări atunci când legea uh, impune. Ghidul avocatului pentru detectarea spălării banilor, pregătit de către Consiliul Barolilor Europene și accesat de către toți avocații din România, în condițiile în care uh, site-ul uh, Consiliului Barolilor Europene o permite, oferă acest instrument de lucru a avocaților. Dar presiunea care momentan se face cu privire la această chestiune ridică reacții care în realitate trebuie să fie gestionate. Gestionarea nu poate fi făcută decât un protocol coerent care ia e demarat parcă al altăieri, într-o întâlnire pe care la vârf, conducerea Uniunii Naționale a Barorilor din România în conlucrare cu Barou București a făcut-o cu oficiul pentru prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului Conștient fiind de împrejurarea că este necesară o astfel de întâlnire, iar proiectul ce se naște din necesitatea dezvoltării și perfecționării acestei activități este un proiect actual. Alt proiect, proiectul legat de asistența juridică a zilanților. În condițiile în care perspectiva imediată din comunitatea europeană a avocaților este aceea că proiecte gen consultanță juridică prin SMS cu privire la drepturile prevăzute de dreptul internațional al celor care sunt uh, în situația de acere azilul. Este dezvoltat proiectul, zic, în Turcia. El uh, este cel care oferă deja informații de consultanță juridică celor care migrează spre Europa. Există o preocupare europeană generală cu privire la pregătirea specială a avocaților pentru a face consultanți în acest domeniu. Și iată un eveniment de actualitate care a făcut ca din mers Uniunea Națională a Barolului din da. România să intre în astfel de proiect. E, sigur, chestiunea cea mai importantă actuală a profesiei este cea care sper să fie clarificată inclusiv prin proiectul dumneavoastră de comunicare publică prin emisiunea pe care o realizați și este o chestiune extrem de delicată. Ea trebuie să răspundă la întrebarea dacă există sau nu există o criză de identitate a profesiei de avocat a Român în România a anilor pe care trăim. Legislația privind profesia de avocat datează din 1995. Ea a fost modificată din considerente mai degrabă organizatorice privind profesia sau din considerente care țin de corelarea evoluției legislative, colaterale profesiei de avocat cu reglementarea profesiei noastre. În prezent, există pe masa Parlamentului un proiect de modificare și completare a legii care vizează, pe de o parte, îmbunătățirea organizatorică și funcțională a profesiei, dar, pe de altă parte, Introducerea în legea instrumentarului ce constituie veritabile garanții procedurale pentru protejarea independenței avocatului și protejarea secretului profesional. Foarte important două cuvinte cheie foarte importante. Foarte importante pentru că ele sunt în realitate valori fundamentale ale profesiei de avocat, în legătură cu care toată comunitatea profesională a avocaților europene are probleme. Nu numai în România, ci și în Olanda, și în Franța, unde acțiunile de acest gen au fost mai ample și au avut ecou în condițiile în care comunicarea publică făcută de Uniunea Națională a Barourilor din România prin saltul ei către comunitatea profesională a avocaților și către cei interesați cu privire la aceste fenomene au fost făcută la zi. De ce am vorbit despre împrejurarea că această problemă este o chestiune esențială. Tradițional avocatul este perceput în mentalitatea juridică românească drept un om al legii. În condițiile în care în special în mass-media Avocați care s-au specializat în anumite domenii de activitate au fost percepuți drept avocați de afaceri, iar comunitatea profesională a unor oameni specializați într-un domeniu special a fost cea care s-a confruntat cu idei proprii, cu propuneri proprii privind dezvoltarea profesională, cu practici profesionale proprii, cu o manieră de comunicare specifică. Este, există situații în care Întrebarea relativă la omul legii sau omul al afacerilor este o întrebare care evident că trebuie să fie pusă, dezbătută, deschis și clarificată. că legea care reglementează profesia de avocat nu distinge cu privire la o avocatură de afaceri față de avocatura clasică, avocatura care în realitate cuprinde toate activitățile prevăzute de lege și la care au vocații toți avocații. Realitatea românească este în sensul că toți avocații au acces și pot efectua toate activitățile prevăzute de legea noastră, precum și de alte legislații speciale survenite, cum iată, e legea privind prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, care enumeră în mod expres activități profesionale care sunt specifice serviciilor juridice oferite de către avocați, în care se impun obligații speciale din domeniul prevenirii spălării banilor, unde sunt enumerate tipuri de activități profesionale. E, o astfel de discuție este necesară și ea cred că va fi abordată, pentru că ea trebuie să răspundă și în alte nevoi. O nevoie uh, impusă de un progres real pe care avocatura din România trebuie să-l uh, recunoască și eventual să-l transforme în realități folositoare tuturor. Uh, nou cod fiscal nouă metodologie consacrată prin hotărâre de guvern privind aplicarea codului fiscal. Se recunosc drept cheltuieli deductibile. Cheltuieli cu privire la activitatea desfășurată de avocați în organizații profesionale, până la anumite limite de contribuție, cheltuielile privind contribuțiile la uh, activitățile desfășurate de către structurile asociative din care legal fac parte, dar și activitățile de publicitate. Ei, nu este posibil ca Uniunea să stea cu brațele în sân și să nu reacționeze spunând. Acest beneficiu fiscal pe care legiuitorul român îl conferă tuturor avocaților trebuie să dea șansa tuturor celor care sunt interesați să acceseze publicitatea pentru promovarea profesională, fie, sigur, în acord cu legea prin care în România s-a transpus directiva servicii, respectiv ordonanța de urgență 49 pe 2009, adică cu respectarea principiilor privind apărarea prestigiului profesiei de avocat. Din acest punct de vedere, proiectul privind revigorarea publicității profesionale, care este impusă și de modificări recente care au avut loc în legislația europeană din care s-a inspirat legislația română, este unul din proiectele actuale. Există și un proiect de modificare a comunicării externe a profesiei de avocat, o comunicare care se, face, se vrea să fie directă, Amplă, imediată, completă, pe cât posibil, astfel încât vocea barourilor, dar și vocea Uniunii Naționale a Barourilor din România, în limitele impuse de competențele legale, dat fiind faptul că profesia de avocat este încă o profesie legală și reglementată, deziderat pentru care comunitatea profesională a avocaților, istoric a luptat și sunt convins că va lupta, să poată în așa fel încât să fie auzită atât în ceea ce privește schimbările de informații relative la activitatea barourilor, dar cât mai ales în ceea ce privește atragerea profesioniștilor avocați în proiecte durabile care să intereseze atât profesia ca atare, cât și responsabilitățile sociale ce revin avocatului, cum ar fi proiecte relative la avocatura pro bono, cel puțin în raport de ghidul unui astfel de tip de prestații juridice dezvoltat ca urmare a colaborării dintre IBA și CCBE, lucru pe care iar avocații din România îl pot afla ușor accesând site-ul CCBE. Sunt uh, și proiecte care țin de perfecționarea formării profesionale a avocaților. Ele sunt uh, proiecte vechi, care se uh, concretizează, uh, sunt uh, în continuare sau care se perfecționează. Sunt uh, proiecte care țin de îmbunătățirea comunicării interprofesionale dintre avocați și magistrați. Carta interprofesională a raportului dintre avocați și judecători, care a finalizat un proiect uh, de conlucrare între avocați și judecători, a implicat uh, activitatea desfășurată de peste. 150 de avocați și circa aproximativ, eu știu, între 50 și 100 de judecători. Nu țin minte toate cifrele, dar, în realitate, a demonstrat că dialogul este absolut necesar. El trebuie să fie extins în ce privește raportul între avocați și procurori. El trebuie să fie extins în ceea ce privește raportul între avocați și mediul de afaceri. El trebuie să fie extins în proiecte care să vizeze conlucrarea dintre avocați, barouri în special, și unitățile administrativ-teritoriale, comune, orașe, județe. Uniunea Națională a Barorilor din România a încheiat parteneriate cu Uniunea Asociația Municipiilor din România, este în curs de a încheia parteneriate cu Asociația Orașilor din România, este în curs de a declanșa și a previziona programe, inclusiv cu fonduri europene. În consecință, Uniunea Națională a Barolor din România se află în faza în care proiectează și va lansa un proiect chiar cu finanțare din fonduri europene pentru îmbunătățirea. Securității juridice, a raporturilor în care unitățile administrative teritoriale intră, în așa fel încât raportul dintre avocați și comunitățile locale în care trăiesc și desfășoară activitatea să fie dintre cele care sunt firești și care să aducă un plus de valoare profesională uh, pentru serviciile care pot fi oferite de către avocați. Există grupuri de lucru constituite în cadrul Uniunii, doar am să le enumăr. Pentru că fiecare dintre grupurile de lucruri eh, au elaborat și aplică proiecte în curs ale Uniunii. Este grupul privind accesul la justiție, care este preocupat, printre altele, de două probleme nevralgice. Reducerea taxelor de timbru, interpretate pentru o mare parte din populație care suportă eh, pauperizarea și a necesitat chiar măsuri guvernamentale pentru combaterea sărăciei în România. Și al doilea vizează uh, dreptul de deducere a TVA-ului uh, înglobat în costul serviciilor juridice pentru persoanele care nu au calitatea de plătitor de TVA în aceleași condiții în care se deduce TVA-ul pentru cei care accesează același tip de servicii, serviciile juridice, dar plătesc TVA pentru că creșterea costului serviciului juridic printr-un TVA nedeductibil creează probleme ce vizează însuși dreptul de acces la justiție. Această problemă, ridicată în cadrul EBR și transmisă mediului public, este interpretată în funcție de percepțiile pe care le-au fiecare dintre noi. Un avocat specialist, spre exemplu, din Cluj, a acuzat Uniunea ca fiind învechită și depășită când pune o astfel de problemă, în ciuda faptului că practica judiciară din Olanda, din Belgia, din Franța se confruntă cu astfel de probleme reale, identice cu cele pe care le-am ridicat, pentru realizarea unui cost de acces la justiție echitabil. Este vorba despre proiecte ce vizează pregătirea profesională a avocaților pentru accesul efectiv la justiția europeană, respectiv ghidurile practice procedurale elaborate de către Consiliul Barurilor Europene, care trebuie să fie însușite și cunoscute de către avocații români, care pot să aibă acces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și a Tribunalului de Primă Instanță al Comunității Europene, la care, de altfel, o delegație a Uniunii Naționale a Barurilor din România va face o vizită specială pentru documentare și pentru ca apoi să lucreze în domeniul formării formatorilor în, acest, în această problemă. Sunt proiecte care vizează responsabilitatea socială a avocaților, proiecte ce vizează dezvoltarea prestațiilor în domeniul dreptului penal cu privire la cele trei directive europene în curs de finalizare, dreptul la interpret și traducere, dreptul la informații juridice, dreptul de acces la avocat în procesul penal și în procedurile privind mandatul european de arestare, unde garanțiile procedurale trebuiesc uh, rapid transpuse în dreptul român, din considerente care țin de protecția juridică a cetățeanilor. Sunt proiecte care vizează îmbunătățirea deontologiei profesionale inclusiv proiectul care este conceput în mandatul trecut și care trebuie finalizat în prezent, privind codul deontologic al avocatului român, care să aplice efectiv codul deontologic al avocatului european în prezent adoptat drept cod deontologic al avocatului român, dar pe care să-l adapteze la realități românești, în așa fel încât numeroase reglementări care în prezent țin de domeniul statutului profesiei de avocat să poată să fie revizuite prin raportare la deontologia profesională, proiecte care țin de responsabilitatea profesională a avocatului și îmbunătățirea protecției avocaților expuși praxisului profesional în ipoteza în care sunt situații ce vizează pregătire profesională deficitară. De asemenea, există un proiect cu privire la introspecția viitorului avocaturii, care este deocamdată conceput a fi realizat prin implicarea celor mai tineri consilieri ai barourilor din România, care proiect este vizualizat, transpus și comunicat publicului, prin site-ul Uniunii Naționale a Valorilor din România și în care sunt implicate teme care sunt actuale și care sunt în corelație cu dezvoltările care se fac în celelalte țări din Uniunea Europeană, inclusiv la nivelul CCB-ului, când pe 21 octombrie, anul acesta, o conferință specială se va desfășura la Paris cu titlul Viitorul Serviciilor Juridice în Europa. De asemenea, sunt dezvoltări interesante cu privire la impactul asupra profesiei juridice a dezvoltării tehnologiei informațiilor. Motiv pentru care există un plan de acțiune multianual ce va fi propus Congresului, în raport de care chestiunile cu privire la îmbunătățirea comunicării informatice în tot sistemul Uniunii Naționale a Barurilor din România, prin corelarea sistemului casei de asigurări a avocaților cu cel al Uniunii Naționale a Barourilor din România și cel al barurilor, să poată deveni o realitate care să simplifice accesul la informație, gen, iată concret, în circa două săptămâni, fiecare avocat din România care accesează site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din care face parte, în timp real poate să-și cunoască integral situația sa față de sistemul casei de asigurări a avocaților, întinderea drepturilor și obligațiilor ce revin în prezent și în perspectivă, mai ales în condițiile în care este în curs de finalizare la Camera Deputaților, Camera Decizională, proiectul de transformare a reglementărilor statutare, care deocamdată țin de procedura și drepturile privind Casa de Asigurare a Avocaților, într-o lege, ceea ce transformă cu garanțiile prevăzute de lege, drepturile prevăzute în sistemul propriu de asigurări ale avocaților, în drepturi ce nu pot fi schimbate în raport de voința celor care temporar dețin funcții ce permit schimbarea statutului casei de asigurări. De asemenea, există proiecte care vizează îmbunătățirea protecției datelor personale a avocaților și a datelor persoanelor în legătură cu care au acces pentru realizarea serviciilor profesionale. Nu mai discut despre proiectul privind implementarea cardului de identitate european al avocaților, care se dezvoltă în sensul că este gvasi finalizat și, în consecință, și-a dovedit utilitatea. Nu am adus în discuție problemele legate de avocatura clandestină care, la un moment dat, au ținut agenda. Uniunii Naționale și a baroulor din România cu o intensitate care a estompat construcția firească în profesia de avocat. De ce? Pentru că, în sfârșit, în toamna acestui an, ca urmare a unui recurs în interesul legii care a fost admis de către înalta curte de casație și justiție, problema a fost tranșată la nivelul deciziilor obligatorii pentru judecători, procurori și, în special, pentru mediul juridic românesc, urmând ca formele de exercitare ilegală a profesiei de avocat să fie dintre acelea care intră în sfera în care profesia se, ocr se ocrotește contra non-avocaților. Proiect care, pe plan european, creează discuții, mai ales în condițiile în care proiectele în curs privind economia colaborativă, preocupările care sunt uh, cu privire la intermedierea serviciilor juridice online, proiectele care sunt cu privire la uh, reglementările pentru platformele electronice de soluționare a litigiilor dintre consumatori și, în mod special, urmând ca țările, prin autoritățile lor, să le poată adapta la realități. Uh, sunt probleme care sunt în atenția Uniunii Naționale a din România. Ele nu pot fi rezolvate altfel decât prin concursul tuturor avocaților. Pentru că numai solidaritatea de corp este cea care dă putere, în afară de lege, împotriva tuturor abuzurilor la care avocații trebuie să facă parte, cu condiția ca să-și respecte cele două valori cu care avocații se pot impune istoric sau impus și cred că și în viitor se vor impune pregătirea profesională și integritatea propriilor profesii. Dezvoltarea profesionalismului și a culturii de apartenență profesională la un corp legal a cărei activitate se desfășoară pe bază de garanții procedurale, cred care trebuie să fie ajutată, inclusiv de proiectul pe care îl derulați, în care dezbaterile făcute cred de pe poziții ce vizează, inclusiv analiza acestor proiecte, dar și analiza altor proiecte specifice fiecărei forme de exercitare a profesiei, specifice barourilor, în condițiile în care anunț public că una din cheile importante al realizării tuturor acestor proiecte este colaborarea deocamdată corectă dintre Uniunea Națională a Valorilor din România și Barou București, colaborarea corectă dintre Casa de Asigurare a Avocaților din România și Uniunea Națională a Valorilor din România și colaborarea corectă pe care am impus-o instituțional pentru că există o problemă. Vocea încetate a avocaților și modul în care un ebr -ul poate să joace acest rol. Bun. Ce ați făcut dumneavoastră astăzi este uh, exact ce a spus Adinaur, respectiv un exercițiu de comunicare. Acest exercițiu de comunicare uh, setat pe niște direcții foarte clare. Avocatura este în cetate, avocații trebuie să comunice între ei, trebuie să comunice cu mediul de afaceri, trebuie să comunice cu mediul social care ei se adresează. Sunt niște exerciții de comunicare firești. Hot News și Lionhouse nu fac decât să ducă acest mesaj în cetate. Ideea este, și nu e neapărat o întrebare, cât mai mult un deziderat ca om de media implicat în această piață, dacă vreți, ideea este ca avocatura să-și găsească o voce, uh, niște canale media pe care aceste mesaje să ajungă cu viteza cu care trebuie să ajungă în anul 2016, pentru că vedeți cât, cât e de important să fiți acolo unde trebuie, atunci când trebuie, numai târziu, să ajungă la oamenii căre, cărora vă adresați. Deci, această chestiune care ține de uh, ABC-ul comunicării pentru cel care reprezintă instituțional profesia este o chestiune care uh, va dăinui, dat fiind faptul că profesia, fiind legal reglementată, are o matrice legală în raport de care limitele comunicării publice sunt prevăzute de lege. Intervenția. Uniunii Naționale a Barului din România și a Barorilor cu privire la fiecare problemă ce vizează afectarea valorilor esențiale ale profesiei de, profesie de avocat s-a făcut și se va face. Intervenția Uniunii Naționale a Barului din România cu privire la comunicare este reprenduită, în sensul bun al cuvântului, la inițiativa barolilor Mici ale căror resurse economice pentru realizarea unor proiecte de comunicare eficiente și în mediul local, dar mai ales la nivel național, sunt limitate. Și atunci există un proiect care este finalizat, dar neaprobat prin bugetare efectivă, ceea ce se va întâmpla, cred că, la Congres, dacă lucrurile merg în sensul bun al cuvântului, în raport de care parteneriatele de comunicare ce vor fi create între Uniunea Națională a din România și acele medii de comunicare de genul celor care au fost evocate și altele, pentru că Normal. trebuie să recunoaștem că avocații comunică fie prin juridice.ro, fie prin universul juridic, fie prin uh, avocatura com, cu care vă aflați eventual și în relații de concurență profesională uh, comercială. Uh, unele în regim comercial, altele în regim bono pentru avocați, sunt parteneriate reale. Ele nu pot fi negate. Există de asemenea uh, comunicări făcute de către barouri în uh, în legătură cu care, în timp real, ele ar trebui să fie cunoscute de alte baruri, de Uniunea însăși. Deci, cu alte cuvinte, aici trebuie să fie perfecționat tot sistemul. Sunt conștient de împrejurarea cu astfel de perfecționare durează. Ea se așează. În ultimii 2-3 ani nu poate fi negat efortul făcut de Uniunea Națională Barului din România pentru a se îmbunătăți această comunicare. Ea este zilnică, în sensul că, practic, toți membrii. Consiliul Uniunii Naționale a din România, inclusiv toți decanii, sunt informați la zi cu toate evenimentele ce interesează profesia de avocat, obligația lor fiind aceea de a comunica la rândul lor cu barourile, cu membrii barorilor. De asemenea, toate comunicările relative la întâlnirile instituționale în care am obligația să particip și pe care le fac atunci când este cazul, toate comunicările cu privire la deciziile colegiale sunt dintre cele care sunt imediat diseminate în mediul informațional. Este important însă să rețineți că Există o constantă a profesiei de avocat, că profesia intervine și devine voce în cetate când este vorba de apărarea intereselor constante și de perspectiva ale ei, exclusiv la solicitarea celui care are nevoie de sprijin instituțional, și pentru că Uniunea Națională Baronului din România are 42 de membri, adică 42 de barouri, iar barourile la rândul lor au și ele un caiet de sarcini prevăzut de lege cu privire la politicile profesionale de pe teritoriul pe care acționează, evident că această filozofie a legii își pune amprenta cu privire la comunicarea profesională. Mulțumesc pentru toate remarcile pe care le-ați făcut, de altfel de mare ajutor și la care am fost de principiu un om pe care l-am perceput și pe care l-am și folosit când am constatat că este cazul, consultându-mă cu Departamentul de Comunicare al Uniunii, care există, funcționează și are un proiect de comunicare aprobat de către organele profesiei, în limitele bugetare de care dispune Uniunea, conștient fiind de împrejurarea că comunicarea este cheia în raport de care avocatura nu poate să ființeze altfel decât prin cunoaștere reciprocă. Schimb de idei, schimb de informații spre binele public în raport de care își desfășoară activitatea avocației. Domnule Florea, mulțumesc mult pentru această radiografie a avocatorii românești, care se va vedea pe Hot News și pe Legal Marketing. Revenim în emisiunea viitoare prin a aprofunda și a diseca ceea ce domnul președinte Florea a ridicat la fileu în această prima ediție de legile afacerilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare, la revedere!